Salut, băi, oameni buni! Iaca, a venit timpul, vine Crăciunul. Am tăiat și porcul. Așa. Numai că hoții ăștia din Dragnea cu parlamentul lor și cu hoțâile lor. Am avut doi porci. Doi porci am avut anul ăsta, am zis că băi, anul ăsta tai doi porci. Și când au auzit sărășiile astea, ale dragi! Și târâță. Când au auzit sărășiile astea că s-au infectat porcii cu mătrăgunul, au venit și nu au luat un porc, și eu când am, asta, am ascuns-o. Dar ei, Cornel e deștept. Cornel e deștept, am ascuns. Porcul cealaltă l-am ascuns. Și am zis că, băi, dacă nu-l ascund, ne leși pe ăsta. Dă-i ca lumea pe la coadă, pe la... Dă-i, pârlește-l ca lumea. Îl pârlește, lasă-mă-n pași și vorbesc să spui oamenilor niște așa pățări. L-am ascuns... Dă-i pe la cochiti pe acolo, pe spate, ca lumea. Dau pe la cochiti, dau ca lumea. Așa. Și... Vă urez sănătate și vouă. Să pârliți și voi porcul cum îl pârlesc eu. Numai nu și doi s-au făcut. Nu prea au mâncat el, eu am fost cam afurisit. Nu au mâncat. Atâta și schiera în cotet. Am zis că dacă nu te tai, dar am zis în șetul să n-aud aici, că dacă auza aici, vine așa neloși pe ăsta. Îți zicea că e infectat așa ăsta. Cu gripa porcină, cu ăla. Uitați aici, marfă. Marfă din marfă. Se dau gripi la cochit pe aici. Sar după chitile. Dau pe la urechi. Urechile îmi plac, aboale urechile în ea. Sunt foarte bune urechile. Coada, coada să fie bună ca lumea. Asta este. Deci anul ăsta n-am tăiat doi, am tăiat numai unul. Vă urez sănătate și Crăciun fericit la toată lumea.